Ieri după amiază, un bărbat din Roșia de Amarad a anunțat poliția despre faptul că a descoperit un fragment de craniu uman. Imediat la fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști, bărbatul care l-a descoperit povestindu-le că acel craniu a fost adus de către un câine de pe marginea unei vâlcele din satul Roșia de Jos. Acolo l-am găsit și acolo am dat de el și după aceea, prima zi, după aceea când m-am întors, seara, nu am mai văzut nimic acolo. Și după aceea, a doua zi, l-am găsit aici, așa, aici jos, în partea asta. Aici sunt paznici, tasău, îmi spune ce că auzi, doamna Lenuța, să vedeți că găsi un cap colea și seamănă de om. Azi dimineață, trebuia să te duci la poliție să-i spui. Am zis așa, dacă zici dumneata, păi are așa, la gât, așa, e de om sigur. Azi dimineață o să iară după lemne aici, la bloc în spate. Și hai și dumneata cu mine, badă că n-am înnebunit, că mi-e frică, mamă. Acolo am găsit, adus de câini și aici sus avea, aici sus în capăt, avea cam roșu creanul. Și am zis că nu e de mult, că adus de câini, pe unde, nu știu, acolo am dat peste el. Da, v-ați speriat când l-ați văzut? Da, m-am speriat. Poliția nu are înregistrată vreo dispariție în ultimii ani în zona în care a fost descoperit fragmentul de craniu uman, însă a pornit cercetările pentru a stabili de unde provine și cum a ajuns în zonă. Primarul Liviu Cotoșman susține că medicul din comună i-a spus că este craniul unui copil de 8-9 ani. Am deplasat la fața locului împreună cu un cadru medical de la dispensarul din localitate. Acolo s-a adeverit cele spuse, în sensul că, după aprecierea mea, la prima vedere părea a fi un craniu de copil circa 8-9-10 ani, aflat într-un stadiu avansat de putrefacție. Nu cunoaștem motivele și ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo. Poliția, cred că în urma cercetărilor, va stabili concluziile de rigoare. Polițiștii continuă verificările în acest caz, având în vedere că la aproximativ un kilometru de locul unde a fost găsit fragmentul de craniu, se află un cimitir.